De dimineață, pe platoul unui restaurant din apropierea portului Giurgiu, peste 100 de copii de la școli și grădinițe au avut parte de o serie de surprize prilejuite de Ziua Dunării. Astfel, cu sprijinul Ministerului Mediului și al Administrației Naționale Apele Române, cei mici s-au putut bucura de ateliere de face painting, de reciclare, de fotografie și de exerciții demonstrative pentru analiza apei din Dunăre, precum și de observarea la microscop a unor insecte specifice Dunării. Azi le-am prezentat o demonstrație de determinarea clorurilor din apa Dunării, pH cu hârtie indicatoare, că n-am adus pH metru cu noi, și doamna le prezintă fitoplancton și niște gândăcei, cum le numără picioarele, ea știe exact denumirea. La acest microscop se poate vedea o probă cu apă din Dunăre și în această apică copiii pot observa plântuțe care plutesc efectiv în masa apei și pe care cu ochiul liber nu le pot observa. Se cheamă fitoplancton în termen de specialitate. Care au fost reacțiile lor, că mulții nu au văzut până acum? Sunt foarte uimiți. Pentru că în Dunăre, nu știu câți copii au ocazia să vadă apa așa efectiv de aproape, iar astea nu se pot vedea doar dacă sunt recoltate, fixate într-un anume fel ca imaginea să nu se plimbe la microscop și sunt foarte uimiți. Nu se așteaptă, mai ales că ele au forme speciale, deosebite, și sunt surprinși de înfățișarea pe care o poate avea o plantă care plutește în masa apei și pe care ei nu o pot vedea decât la microscop. E așa, wow! Ce ți-ai propus să-ți pictezi pe față? Spider-Man. De ce Spider-Man? Pentru că este un luptător. Ce știi despre el? Pentru că salvează viețile oamenilor. Ce ți pictezi? O lebădă. De ce o lebădă? Pur și simplu, mi-a plăcut. Ce faceți aici? Pictăm și facem bisicuțe. Și ce materiale sunt astea pe care le folosesc? Nu știu. Reciclat. Reciclat? Și tu acum, asta din ce este? Din sticlă. Și ce culori folosești? Ce culori ți-ai propus? Cu negru și cu gri. Și maro. La ce lucrezi tu aici? La o floare, mi-am transplantat-o, mi-am făcut-o și acum mi-o șterg, mi-o aranjez. Din ce este ghiveciul tău? Într-o sticlă vopsită cu graffiti și marker. Și floarea, știi ce floare este? Cred că o garofiță sau o panseluță. Aproape de prânz, între copiii s-a aflat și ministrul mediului, Cristiana Pașca Palmer, încântată să vadă atât de mulți copii preocupați de sănătatea mediului înconjurător. Ce important este ce înseamnă pentru voi să avem un mediu curat, ce înseamnă pentru voi Dunărea, noi aici aproape, și uite, mi-a plăcut ideea asta cu pentru eu, să iau fetițe, uite ce frumos a fost, chiar dintr-un med. Înconjurez o pisicuță și plăcuțe chiar. Și dacă punem și niște floricele sau un furnivel, acolo putem să avem un obiect decorativ din ceva care altfel ne poluează mediul înconjurător, toate sticlele astea de plastic. Să nu-i lăsați pe părinți aluce plasticul pe jos, da? Voi strângeți și îl puneți frumos la coș. Tot ministrul mediului a fost cel care a înmânat premiile copiilor care au participat la un concurs de pictură pe tema Dunării și ale căror lucrări au fost expuse în aer liber pentru a fi admirate de toți participanții. Locul întâi de la grădinița Dumbrava, minunată grupa Freaking Day. Haideți să-l aplaudăm pe Mușa Silviu. Unde este Mușa Silviu? Este aici? Festivitatea de premiere a copiilor a fost urmată de un simpozion prilejuit de Ziua Dunării, principalele teme dezbătute fiind efectele schimbărilor climatice, restabilirea capacităților de regenerare a mediului natural, dar și promovarea economiei verzi.